Bună, dragilor, și bine ați venit la o etalare interactivă în cadrul căreia vom vedea viitorul în dragoste. Vreau să vă alegeți un pachet de cărți. Avem pachetul de cărți numărul 1 cu soarele, pachetul de cărți numărul 2 cu steaua și pachetul de cărți numărul 3 cu luna. Dragii mei, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru mesajele frumoase. Până vă alegeți voi un semn, da, sau un pachet de cărți, vreau să vă anunț că veți găsi în descriere timpii pentru fiecare număr în parte, pentru a nu fi nevoie să vizionați tot videoclipul. De asemenea, dacă simțiți să alegeți două numere, da, respectiv două simboluri, sunteți liberi să o faceți. Cu siguranță veți găsi și acolo mesaje care rezonează cu dumneavoastră. Înainte să începem, vreau să vă fac o precizare, da, este o etalare generală, așa că vă voi ruga să luați de aici doar mesajele care rezonează cu situația dumneavoastră, da? Deoarece unele e posibil să nu rezoneze. Bun, v-am pupat, dragii mei, și ne vedem la fiecare semn în parte! Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei cu soarele, să vedem ce vă așteaptă pe voi! Ok... Ok, dragii mei, în primul rând, ce îmi sare în ochi aici este că voi sunteți într-un stadiu, da, de nou început. Acum, dacă ieși și sunteți într-o relație cu cineva, văd că vă doriți în momentul de față mult mai multă afecțiune, mult mai multă iubire din partea celuilalt. Văd că voi sunteți o persoană foarte intuitivă, o persoană cu o aură hipnotică. Însă, dragii mei, nu știu, ori sunteți între două persoane, da, ori aveți de ales între două persoane, da, pentru unii dintre voi e posibil să fie acest scenariu sau pentru alții dintre voi e posibil să aveți de-a face cu o persoană duală, ca să spun așa. Bun, în momentul de față văd că vă doriți, v-am spus, foarte multă atenție, iubire și de asemenea văd că vă doriți ceva mult mai stabil, da, față de ce aveți. Văd că în următoarea perioadă veți jongla nițel, da, cu aceste energii. De asemenea, văd că e posibil să vi se dezvolte foarte mult ideea de a fi mamă, da, sau tată, de ce nu. Vi se va dezvolta foarte mult această idee de familie și văd că, da, să știți că se va concretiza acest nou început la care voi visați. Și văd aici că veți primi o ofertă din partea unei persoane, da, posibil o persoană mai tânără. De asemenea, văd aici că veți fi pe drumul vostru, da, cumva roata destinului vă va duce într-o zonă mult mai sus pusă și văd că vă va aduce, dragii mei, roadele, da, roadele la munca voastră, da, la ceea ce ați muncit voi până acum. Cealaltă persoană, văd aici că pentru unii dintre voi e posibil să terminați, da, relația pe care o aveți cu această persoană într-un punct două, adică o săptămână, maxim două, da, o săptămână, două, hai să zicem o lună, maxim două luni, da, dar acest scenariu este valabil din momentul în care vizionați acest video. Bun, să știți că cealaltă persoană va percepe o nedreptate, da, faptul că voi veți vrea să mergeți cu această nouă persoană apărută în viața voastră și de asemenea, dragii mei, mai văd aici că cealaltă persoană va rămâne cu o rană emoțională, da, în urma acestei relații cu voi și de asemenea mai văd aici că cealaltă persoană e posibil să renunțe la ideea de iubire o perioadă și să dedice mult mai mult ori zonei de ocult, da, ori să se retragă puțin, da, așa el cu el. Însă să știți că această persoană vă va spune și niște vorbe, da, mai ascuțite. E posibil să auziți tot felul de reproșuri, cum că mi-ai făcut nedreptate și că nu trebuia să fie așa, da. Însă pe voi vă văd foarte bine aici, dragii mei, tot înainte că e bine așa, da. Pentru alții dintre voi e posibil să cunoașteți o persoană dintr-o zodie de foc, în special un berbec săgetător, leu, dar nu-i neapărat. Pentru alții posibil un scorpion sau dacă voi sunteți în zodie de apă, da. De asemenea, văd aici o persoană dintr-o zodie de pământ. Dacă sunteți bărbat, e posibil să cunoașteți o persoană dintr-o zodie de pământ. Adică Taur, Capricorn, Fecioară.
Deci, oricum ar fi, văd că această relație se va termina, dragii mei, de la cei cu soarele, da? Dacă sunteți singuri sau singură, da, văd că ați suferit foarte mult și văd aici că vă doriți foarte tare ideea aceasta de iubire și simțiți că e ca și cum ați reînviat, da? Și să știți că se vor concretiza aceste dorințe pe care voi le aveți aici. Și văd un nou început foarte stabil. De asemenea, e posibil ca această persoană care vă apare nouă să fie din zona profesională pentru unii dintre voi. Și să fie o persoană cu dar de bani, da? Bun. Dragii mei, la voi cărțile sunt foarte clare, da? Renunțați la această relație, văd că oricum ați renunțat cumva și să știți că era destinat să plece, da? Cealaltă persoană din viața voastră, dacă sunteți într-o relație. Sau chiar dacă sunteți singuri, să știți că ceea ce s-a întâmplat în trecut cu referire la acea persoană, să știți că era destinat. Deci așa trebuia să fie, nu vă faceți probleme, voi mergeți înainte că aveți drumul vostru și vă apare o persoană aici, o persoană foarte faină, cu care văd că vă veți simți reînviați la viață, da? Alături de care vi se va deschide o nouă lume. De asemenea, e posibil să faceți și afaceri împreună cu persoana respectivă sau să lucrați împreună, da? Foarte frumos aici. Mult succes, dragii mei, pentru cei cu soarele. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like. Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei cu steaua. Să vedem ce vă așteaptă pe voi, dragii mei, în dragoste, în următoarea perioadă. Ok, da, văd că la voi e posibil să fie vorba de un trio, dragii mei. Sau e posibil să fie aflat voi acum recent de o altă persoană și să știți că cealaltă persoană e posibil să fie din zona muncii, da, de la celălalt. Bun, dragii mei, văd că unii dintre voi treceți printr-un divorț, da? Alții treceți printr-o despărțire, iar pentru alții este vorba de un trio, da? Iar la modul general vorbind, cu toții văd că aveți aceeași temă, da? V-a înșelat persoana respectivă, v-a înșelat și v-a trădat foarte mult și v-a frânt inima. În momentul de față sunteți cu inima frântă. Și văd, dragii mei, că vă faceți o strategie în momentul de față foarte interesantă pentru viitor. O strategie care se va concretiza destul de frumos, să știți. De asemenea, vă văd aici dornici, da, de iubire, dornici de un nou început. De asemenea, văd că aveți de-a face cu o persoană foarte îngânfată, o persoană foarte solară, o persoană intuitivă în același timp, însă o persoană care este centrată foarte mult pe el sau pe ea. Posibil să fie o persoană dintr-o zodie de foc, dar nu neapărat, da? Adică leu, săgetător, berbec. Dar a nu se înțelege că zodiile de foc sunt așa, pur și simplu această persoană în acest context, da, este foarte plin de el sau de ea. De asemenea, să știți că văd aici că da, într-un punct, da, adică o săptămână, maxim o lună, vi se va concretiza această idee de familie, da, la care voi visați, însă apoi văd că veți rămâne cumva blocați în această energie. De asemenea, mai văd aici că e posibil să primiți o propunere, da, din partea acestei persoane, posibil o propunere de împăcare, însă să știți, dragii mei, că văd aici la voi foarte multă indecizie, da? Chiar foarte multă indecizie și văd că veți avea concurență, da? Deci dacă alegeți să vă întoarceți în această relație, lucrurile nu se vor schimba absolut deloc. Absolut deloc și văd că vă va bloca această persoană. Dacă alegeți să rămâneți în această relație. Pentru el sau pentru ea văd că va fi foarte bine, dar pentru voi nu, da? Pentru voi nu. Văd că cealaltă persoană își dorește un copil cu voi, o familie, dar cumva doar stă și muncește pentru asta, dar nu prea văd fapte concrete pe aici. De asemenea, cealaltă persoană văd că va jongla în continuare, dragii mei, cu a treia persoană. Deci nu continuați în această relație pentru că nu vă este benefic. Să știți că aveți șanse să cunoașteți o persoană mai tânără, tot dintr-o zodie de foc. Leu, săgetător, berbec și o persoană care vă va aprinde așa la viață, ca să spun așa.
Și vă va ține nițel blocați această persoană, vă va răsturna lumea, da, cu susul în jos, însă v-am zis, e nevoie să renunțați la această persoană din viața voastră. Acum, dacă această persoană între timp hotărăște, da, să renunțe la obiceiurile pe care le are, da, sau să renunțe la persoana cu care este și să vă aleagă pe voi, da, văd lucrurile foarte benefice, însă, repet, mult mai bune vor fi pentru el decât pentru voi, dragii mei. Repet, depinde ce alegeți voi. Deci, dacă alegeți să nu mai vreți această relație, văd că da, apare altcineva și lucrurile apar cu totul altfel. Cineva apare într-un punct, o săptămână, o lună. Dacă alegeți să. Și văd că va fi o relație foarte frumoasă, da? E o persoană muncitoare, e o persoană care vă va schimba radical și o persoană alături de care puteți să creșteți, dragii mei, și să chiar să faceți o familie, văd aici. Da? Deci părerea mea este renunțați la această persoană dacă voi simțiți că e toxică. Pentru că nu e ok. Da? Și văd aici că veți fi voi puși, da, în situația în care să alegeți pe noua persoană, da, care apare în viața voastră sau, dragii mei, pe cealaltă persoană care v-a făcut rău, da, și v-a frânt inima. Părerea mea e mergeți mai departe, lăsați această persoană în urmă care v-a dezamăgit, că nu e pentru voi, da? Pentru că dreptatea va fi de partea voastră, dragii mei. Bun, v-am pupat, vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Trecem la numărul 3. Și dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like ca pentru a fi la curent cu toate videoclipurile postate. Bine, v-am regăsit, dragii mei, pe cei cu luna. Să vedem ce vă așteaptă pe voi în dragoste. Ok. Văd că aveți de-a face cu o persoană foarte înrădăcinată în propriile convingeri, foarte orgolioasă, o persoană care vă cam blochează nițel, dragii mei. Văd că voi ați auzit diferite vorbe referitor la o nedreptate pe care v-a făcut-o. Da, o nedreptate și voi considerați că nu meritați acel lucru. Și văd că, da, ascultați acele vorbe, adică ideea e că, da, v-a făcut o nedreptate acea persoană, însă încercați să nu vă, mă rog, să nu țineți cu dinții de toate vorbele de acolo, pentru că mai sunt și. Pentru că ele sunt și mult înflorite. Ok. Văd că cealaltă persoană e nițel supărată în momentul de față pe voi, nu știu dacă ești comunicat sau nu. E ceva de genul, ce bine era odată, ce frumos era odată, parcă e o persoană și mai copilăroasă în același timp, da? Pe lângă faptul că este o persoană foarte dură, da? Foarte înrădăcinată în propriile convingeri, văd că e o persoană și copilăroasă în același timp. Parcă e mai mult încăpățânată, da? Sau încăpățânat. Voi aici pe cealaltă persoană să știți că va jongla în continuare, dragii mei, între două lucruri, între două relații în viitor. Deci dacă alegeți să rămâneți, nu vă văd foarte bine pe aici. Văd că în viitorul apropiat, adică într-un punct, nu văd să vă apară nimeni în viața voastră. Văd că vă veți simți în continuare blocați, da? Și cumva vă veți simți pedepsiți, da? De această persoană. Văd că această persoană ori e căsătorită, ori mai are pe cineva, da? Dacă sunteți femeie, văd că aveți o rivală aici și de, mă rog, de care veți afla, da? Dar voi veți încerca să țineți cu dinții de această relație. Bun. Dacă sunteți singur sau singură, eu vă indic aici să nu mai ascultați gura lumii pentru că, da, și să vă luați după principiile voastre, după ceea ce simțiți voi, pentru că vă văd, dragii mei, o persoană nouă, da, în două puncte, o săptămână maxim, o săptămână, două, o lună maxim, două, ceva de genul. O persoană, da, posibil din trecutul vostru, o persoană cu care să vă împăcați, sau o persoană nouă, o persoană pacifistă, o persoană care va stârni în voi foarte multă putere, da, vă va readuce la viață această persoană și vă va face o ofertă foarte stabilă, da? Și va încerca, da, să facă lucrurile să meargă cât mai bine, ca și cum vă pune lumea la picioare aici, da? Și văd foarte multă pasiune între voi, foarte multă pasiune. De asemenea, eu nu prea văd, da, să rămâneți cu această persoană. Dacă rămâneți cu această persoană, să știți că voi veți ajunge iar
cumva vă va răni iarăși, da, și ajungeți tot în același punct. Părerea mea e lăsați deoparte, apare altcineva nou aici. Un bărbat, dacă sunteți femeie, e posibil să fie un bărbat dintr-o zodie de pământ, Taur, Capricorn, Fecioară. Da? Acum, dacă aveți de-a face cu un astfel de bărbat, da, aici, să știți că da, e posibil să rămâneți cu dânsul, însă nu vor fi foarte roz lucrurile. De asemenea, e posibil să cunoașteți o persoană dintr-o zodie de foc, alții dintre voi. Leu, Săgetător, Berbec. Dar, repet, diferă de la caz la caz. Însă, eu tare tind să cred că voi veți lăsa în urmă această relație și îi veți da șanse acestei noi persoane care vine în viața dumneavoastră. O persoană care vă va ajuta extraordinar de mult, dragii mei. Da? Deci, lăsați în urmă, nu mai, mă rog, nu încercați să mai echilibrați lucrurile, că nu prea aveți cu cine să echilibrați aici. Da? Cealaltă persoană de lângă voi văd că are niște probleme foarte mari, probleme emoționale, niște traume, ceva a pățit cealaltă persoană și atunci nu vă ajută foarte mult, din contra, vă încurcă și vă blochează, dragii mei. Da? Deci, mare atenție, lăsați în urmă tot înainte că apare cineva foarte fain la voi, foarte fain. Ok, vă mulțumesc frumos, dragii mei, pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și, de asemenea, vă rog să-mi lăsați în comentarii propuneri pentru videoclipuri, da, interactive. V-am pupat, dragii mei, și vă doresc tuturor un viitor în dragoste minunat, da, în care să vă ascultați foarte mult sufletul și să lăsați în urmă toată suferința pe care o aveți. V-am pupat, dragii mei!